Printre gunoaie, de asta o parte cei care se aventurează pe plajele din Constanța. De vină sunt, desigur, tot ei, turiștii, că doar nu se umple plaja singură de mizerie, dar și administratorii plajelor. Cei doi băieței din imagine sunt frați și au venit cu bunica la mare. În mod normal, femeia nu i-ar lăsa să se joace lângă gunoaie, dar pe plajă nu prea găsești curățenie. Câțiva metri mai departe, un tânăr trage tacticos dintr-o țigară. Recunoașteți, cu toții facem uneori ca el. De ce ați aruncat țigara în nisip? Poftim? De ce ați aruncat țigara în nisip? Aici am scumpit. Păi am pus noi când ați pus-o lângă. Pe plaja din Constanța te poți bronza în voie, însă trebuie să știți că aici aveți parte și de aspecte mai puțin plăcute. Găsim de la bețe, peturi de bere, mâncare, mucuri de țigări și tot felul de ambalaje. Și uite așa, muc de țigară cu muc de țigară, hârtie cu hârtie, pet cu pet, ne trezim înconjurați de gunoaie. Vă place cum arată plaja? Sub nicio formă. Anul trecut era mai curat, acum e foarte murdară. Toată lumea aruncă gunoaie, le îngroapă cu nisip și pleacă. Suntem în România, asta e plaja din Constanța, probabil și în celelalte stațiuni la fel, că tot în România suntem. Asta este. Dar normal ar fi seara măcar să fie cineva responsabil să strângă. Dacă oamenii nu sunt civilizați, măcar cei care răspund de plajă să facă curat. Știu să ia taxe, știu să pună prețuri pe orice, pe parcări, pe orice, dar ca să îngrijească de plajă, nu sunt bani sau știu ce se întâmplă aici, nu știu. De fapt, cu toții ar trebui să fim mai atenți la ce lăsăm în urmă când ne strângem prosopul. E suficient că algele ne strică vacanțele. N-are rost să ne mai și bronzăm printre coși de semințe și mucuri de țigară. Amenzile pentru aruncarea gunoaielor pe plajă sunt mari, însă nu prea se aplică. Iar dacă turiștii scapă nepedepsiți, atunci și concesionarii plajelor își permit să facă curățenie mai rar decât ar trebui. Regulile de circulare.